Jos, mafioții! Mă îmbogățește, da. V-ați făcut joc de o familie de refugiați! E simțiților! E rușine așa guvernare care își bate joc de niște amărâți de refugiați. Închipuiți ce fac cu ăștia din Moldova, dacă pe niște refugiați. Rușine! Alungat în halul ăsta. Rușine! Demisia! Rușine, demisia! Ei fac joc! El credea că suntem la protest, dar tu vorbeai cu Gigi. Я у тебя шаг. О, путь, путь. Путь. А, ша. Ша. Ну и кому? А, ша. Аса. Уйти, уйти. А эти, я каша. Ай, ка не ушесть, Саша. Recent, Republica Moldova a votat o lege despre statutul refugiaților, despre protecția lor și mai ales despre persoanele apatride. Asta au fost o înțelegere cu Uniunea Europeană și așa apără drepturile persoanelor apatride fără cetățenii. Vedem cum apără. Inventează niște documente de cetățenii, îl deportează în Rusia, ca după aceea să constate că documentul nu era bun și că el nu e cetățean rus. Oamenii responsabili, asta e un fel de deportare în stil mafiot. S-au comportat tamam ca o bandă organizată. Mafie nepoleți, ăștia de la Ministerul de Interne, de la Ministerul de Externe sau cine s-au mai ocupat de cazul ăsta, sunt absolut iresponsabili. Să răfuiesc un om nevinovat și neputincios. Dacă a ajuns statul să războiască cu o familie neajutorată, halal de așa stat, mi-e rușine că trăiesc în Republica Moldova, că întrețin acest guvern din impozitele mele. Deportate la Federația Rusia. Așa ceva n-am văzut. Ca la 1940, în comunism, perioada Uniunii Sovietice. Și mult, mult basarabian a deportat la Siberia, la Azerbaijan. Așa ceva. Ai văzut cum a deportat cineva de la Ucraina, un refugiat, cu canșa a deportat la Federația Rusia. A făcut documente. Documentele și a deportat la Federația Rusia. Ilegală așa. Chestie, zemnă. Bălănește. Demisia Ecaterinei Silvestru și ministrului Roiu și premierul Filar. Rușine așa guvernare. Eu și mașină smart. Jos incompetenții. Care e scopul seminar? Suntem împotriva deportării unei persoane apatride și împotriva despărțirii familiei lui Vladimir Belobaba. Nevasta e aici cu copilul, că el îl trimite în Rusia, fără ca să aibă cetățenie rusească. Deci suntem împotriva abuzurilor guvernării și ale poliției. Vrem să atragem atenția opiniei publice, a guvernării. De un ceas suntem aici și o să mai stăm un ceas. Salvați familia refugiaților! Dar eu mă duc mai departe.
microfonul liber. Cum el dușiți? În parc. Continuăm măsura. La microfonul liber. Măsurat, dar măsurat și la urmă.